Păi stai un pic. Dacă nu-l duce capul la mai mult, asta arăt. Păi stai un pic. Tu pur și simplu ai putea să ieși afară. Haide, uite, duce George afară. Mă lasă. Da, Alexandru. Păi uite, acum pot să zic, acum pot să zic că mie mai acolo, place. Mă duci și vorbești și acolo, păi stai așa. Pentru că ești afară. Bine, stai și ai venit după mine. Hai. Nu vreau să vorbesc cu tine. Hai. Nu mă lași. Hai. Hai, Marinescu. Hai de înăuntru. Păi zi. A, ce, nu sunt camere? Nu, stai așa, că nu ne vede camera. Cheamă camera. Stai să deschizi și ușa asta. Cheamă camera. Stai așa. Băi, lasă-l mă, George, băi, George. Lasă-l și pe el să vorbească. Bă, unde era cu camera? Are și el o viață. Și lui Codruț îi place să stea așa, că văd ăsta ne-ai mișcat. Stai viața mea, nu stai așa în fața mea. Că mie nu-mi plac astea, adevărat. Stai în poziții de-astea, indecente. Dragii mei, George în continuare se vede cum îl îmbârligă de fiecare dată pe acest tânăr blond cu părul bălai, cu tente de nordic, de suedez. Cum ești? Păcat că ochii lui îl dau de gol, pentru că zice că este undeva din made in China. Și comportamentul lui este de așa natură, că să spun asta. Ei vorbesc acum singuri, mă iau la mișto, dar păcat că îți iau ei pe ei între ei. Scubidu, trece acasă! Scubidu, a venit și Dumbo. Scubidu, trece acasă! Trece acasă, că ți-am pregătit mâncarea. Ce să mă fac? Relația, mai că ți-e bine? Da, nu mă bine, sănătos. Băi, ia mă mâna după mine, bine. Stai, mă! De ce, mă? Băi, ce, mă? Vorbește de acolo, ia mâna după George, noi. George, ai uitat... Băi, ia mâna George. După noi! Ia mâna după noi! Nu ne atinge! Ce-ți-am făcut? Da, nu ne atinge! Dacă te atingi, ce faci? Dacă te ating, ce faci? Te ating! Bă, nu mă atinge! Îmi place bluza! Bă, îmi place bluza asta, îmi place nuanța asta, vreau și eu să văd. De unde ți-a luat bluza? Vreau să-mi cumpăr și eu bluza de-asta. De-asta cu tine vorbește sau cu mine? Bă, bune, vreau să-mi cumpăr și eu bluza de-asta. Bă, dar tu cu cine vorbești? Cu spiridușul meu, uite. Vorbești în gol? Ce frumos să-i spiridușule. Bă, ăsta vorbește în gol? Nu știu. George? Marinescu, vorbește aici, că te ascultăm noi. Vorbește. Nu, ăsta ești tu. Vorbește aici. Ăsta ești tu. Ia și pune-i în cap. Nu, stai liniștit, că cred că ați putea să faceți voi schimb. Vorbește, Marinescu, te ascultăm noi. Ce? Da, vorbește. Aolo, dar stai mă, că stau și eu aici, cu scaunul față. Hai, George. Nu, lasă. Ia-ți cobaiul. Ce să facem? Vrem și noi să salutăm părinții. Mami, tati, vă iubesc. Părinții lui George, vă iubesc. Vă iubim. Vă iubim pe toți. Livia, Marius, Roxy. Tu ne-ai uitat. Băi. Dă-te de lângă noi. Hai. Sunt tot machiajul după fața. Acum virai tu să fii. Are pahar, apă. Ce faceți? Deci am dat cu apă pe pantalon. Și n-a simțit, mă. Nici n-a simțit. Nu mai simt că... Măi, Mădălino, toată lumea mă aud aici toată ziua. De ce pe celul? Da, să vorbesc cu camera. De ce? Vă iubim pe toți, vă mulțumim că ne susțineți. Vă iubesc. Vă iubim. Vă iubesc. Vă iubesc. E cea mai tare emisiune, vă spunem noi. Urmăriți-ne. Vă rugăm frumos să ne mai iertați din când în când, când mai suntem certăreți. Da. Mai certăm. Suntem și noi oameni și mai greșim și noi câteodată. Dar să știți că până la urmă suntem ca o familie aici. Ne înțelegem o zi, nu ne înțelegem a doua zi, dar nu-i problemă, că tot o să ne înțelegem. Da, suntem oameni, nu avem nimic de împărțit, așa că vă rugăm să nu vă supărați pe noi și să ne votați. Să ne votați, adevărat. Să ne votați. Să nu vă supărați pe noi, că mai spunem câte o prostie din când în când, mai țipăm unii la alții, dar să știți că n-avem ce să facem, nu suntem atât de răi, precum... Nu ne auzim, așa că trebuie să ridicăm... Vă iubim. Vă iubim, chiar vă iubim. Și vă mulțumim pentru tot. Pentru toată susținerea. Noi nu ne auzim. Faceți și voi inimioară. Rochie, nu? Să-l fac femeia mea. Rochie vreau. Rochie, frate. Dres, rochie. Ha? Perucă, da și rochie. Perucă și rochie. Dar tu te uiți, mă, la tine cum arăți, mă, că asta ai pretenții la femeia asta? Te-ai uitat în oglindă, ai freza, da, săgeată. Ai freza săgeată.
Vezi cum ai freza? Am fost model de... Adică ați găsit pe ce să vă de toate. Vrei și de haine, și de dezbrăcat, și de îmbrăcat, dezbrăcat. Și de... Tu ai putea să fii numai cu skin de ski model. Nu-ți vede nici fața acolo. Nici nu contează. Îți pune costum de la atâta pe uite, tine. Uite. Pune un sac uite, de la pe cap și... Cum am fost eu, Maria a venit mai devreme în casa băieților. Nu ți-e rușine, mă, stai Instagram, adevărat. Nu ți-e rușine să te postezi pe Instagram ăla. Mie mi-ar fi rușine adevărat. Să fie unul ca mine cu Instagram. Băi, viața mea ți-e rușine. Ai intrat aseară pe live, tăteai pe live cu lumina înstinsă, ești nebun. Ți-era rușine să se vadă fața. Ce fac alea? Tăteai la două noaptea pe live. Ți-era rușine să se vadă ăștia fața, să facă screenshot. La cât de frumos ești. Dormea George, mă. Da, dormea George. George se auzea în dreapta. Mai faci live la ora asta, comănici? Ce, Maria? Ai găsit să faci live. Bă, Maria, zi tu acum, lămurește-l pe Marinescu. Zi un lucru. Hai, sunt un bărbat urât sau nu? Da, zi, dacă sunt urât, zi. Dacă ai mai aerisit. Nu vreau să mă dau cu părerea. Zi, da sau nu sunt urât? Nu am zis să zici că sunt frumos. Zi dacă sunt urât sau nu. Nu vreau să mă dau, ești frumos. Ești frumos. Ești frumos. Uite, Marinescu. Marinescu, hai, vă las, Maria. Nu pun eu. Bă, mi-o pun eu. Maria. Am spus că te fac fete. Uite, da, mai spune odată lui Marinescu să mă faci. Hai, că te iau și te îndoi. Hai că avem treabă de asta. Lasă-mă. Hai că avem treabă, Marinescu, avem treabă acum. Hai. Hai. Hai să avem treabă. Hai că avem treabă. Hai să avem treabă. Hai, vino în cap. Vino cap, hai. Pune-o în cap. Hai, da, îți promit că am eu treabă cu tine. Hai, iubita mea, hai. Hai, vino cu ce? Hai. Da, mă lasă acolo că mă pune-o în cap mai încolo. Maria, mai ești pe fir? Ce? Mai ești pe fir? Da. Uite, Marinescu. A zis Maria mai devreme că sunt un bărbat frumos. Cine a spus? Maria. A spus Maria că bă, n-are trăsături urâte, nu poți să zici că e urât. Uite, Marinescu, ești mulțumit. Dar are comănici pe lângă, ca să nu vorbim de fizică acum, are, na, hazul ăla lui. Hazul, flerul, așa. Nu știu, pe mine personal, cât de supărată n-aș fi, comănici mă poate scoate din orice stare. Uite, uite. Și eu din, de comănici zicea că e urât, zicea de comănici că e frumos. Cred că nu știa de tine. Săracul. Săracu, e... Am plecat! Ce? Ești confundat Titanic-ul, Maria lui Marinescu. Vă rog eu frumos. Eu, după această declarație comunist, nu este un bărbat urât, deci eu plec din platou, eu nu mai stau. Veniți cu mine, nu mai. Mă duc, îmi iau bilet de avion, o sun pe mama, o sun pe mama și îi spun să mă aștepte. Mamă, vin, că... Comănici are trăsături frumoase, e un bărbat foarte frumos. Nu mai stau în platou, l-am plecat. Îmi las și la valiera. Îmi las și la valiera. Ca să nu ziceți, îmi las și insigna, îmi las și cheia. Fix aici le las. Uitați-le, să nu ziceți că vă mint și plec. Ești un băiat deștept. Ți-i controlezi, ți-i manipulezi așa cum vrei tu, dar cu prima ocazie când o să mai ai nevoie de ei, o să-i dai pe gheață. Rariș nu are doar un stăpân, are doi stăpân. Da. George, bravo. Și Mariana. Așa. Să elucidăm acest mister. Să nu mai spuneți că are doar un stăpân aici, are doi. Dar ce văd eu la tine? Dar eu ce văd mă la tine? Nu vezi nimic. În afară de niște piciorușe, n-am ce să vă la tine. Lasă, că-ți plac picioarele astea! Când pui să-ți dau poză cu degetele de la picioarele mele, taci din gură! Am început să fiu obiectiv, nu mă face să sar și calul, că mai am un argument... Poți să-l dai? Care, păi nu, nu-mi poți dai foc, că dacă îmi dai foc, nu că te închid, te faci de rușine. Cele mai votate trei fete sunt... Trei băieți sunt. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Ești un băiat deștept. Ți-i controlezi, ți-i manipulezi așa cum vrei tu, dar cu prima ocazie când o să mai ai nevoie de ei, o să-i dai pe gheață. Rariș nu are doar un stăpân, are doi stăpâni. Da. George, bravo. Și Mariana. Așa. Să elucidăm acest mister. Să nu mai spuneți că are doar un stăpân aici. Are doi. Dar ce văd eu la tine? Dar eu ce văd mă la tine? Nu vezi nimic. În afară de niște piciorușe, n-am ce să văd la tine. Lasă că-ți plac picioarele astea. Când pui să-ți dau poză cu degetele de la picioarele mele, taci din gură.
obiectiv, nu mă face să sar și calul, că mai am un argument. Poți să-l dai? Care, păi nu, nu-mi dai foc, că dacă îmi dai foc, nu că te închid, te faci de rușine. Cele mai votate trei fete sunt... Cele mai votați trei băieți sunt... Bună seara! Măi, Andrada, când te văd acolo cu piciorușul tău, să-ți revii tu curând, să te văd zburdând pe aici. Să-mi revii, doamna Cristina. Doamne ajută! Mai sară persice de pe aici. Taci! Ce răutăcios ești tu, punctezi de fiecare dată. Să-ți da. Fie rușine. Am avut un episod plin cu de toate. Cu ce să începem, cu ce să începem. Cu începutul, zic. Și anume cu discuția dintre George, Mădă și Marinescu. Greșit. Marinescu singur. Nu vreau Marinescu să vorbească cu domnișoara Cristina. Dar de ce tu mai spui? Eu i-am spus lui că eu pot să fac un monolog de 4-5 ore dacă vreau. Marinescu nu despre spune asta e vorba. Dacă nu vor să vorbească cu mine... Cât am vorbit. Nu, domnișoara Cristina, ei s-au înțeles cu toții din brigada acolo să nu mai dea mie satisfacție, să nu mai vorbească cu mine. Nu, domnișoara Cristina, vă explic eu. Nu i-am oferit posibilitatea să fie om. I-am zis, băi Marinescule, cu tine vorbesc orice subiect vrei tu, dar ca să fie omenesc. Îl ducem și 10 ore. În momentul în care am văzut că din lipsă de... creativitate. Nu știu cum să folosesc cuvântul. Da, creativitate, mulțumesc, Cristian. Nu mai are ce să facă și nu mai poate să fie om, îmi pare foarte rău, nu pot să discut cu el. Stai, de azi încolo, nici nu o să mai vreau să discut. Stai, că nu mai vreau eu. George, stai așa, că ceea ce am spus eu azi... Au mai fost subiecte în trecut în care ai putut să vorbești cu mine. De ce nu vrei să vorbești cu mine? Am terminat. Dar frumos. Bă, dar am vorbit frumos. De ce? Nu mai vreau, am terminat. Nu poți să faci față? Ți-e jenă? Nu pot. Te jenă de adevăr? Ți-e jenă de ceea ce am spus? Nu pot. Te întreb și eu. Fără adevăr, mă. Vreau să mă. Auzi, Marinescu, dar de ce îi spuneai Mădălinei să-și cumpere un șampon? Da, domnișoara Cristina, văd că George este, nu știu, probabil că are, cum am eu fetișuri cu picioarele femeilor, așa cred că are el cu Adidas și sunt curios și eu, probabil când o să iasă de aici din emisiune o să aibă și el o relație mai... Ce legătură are șamponul cu Adidas? Probabil că o să pună Adidas în picioare femeilor respective. Poftim? Ce legătură are șamponul cu Adidas? Am zis să fie un pic mai ales în cadouri pe care le face. Probabil că ai nevoie de un șampon pe lângă Adidas. Adidas pe care ți-a luat. N-am primit nimic de la tine. A trecut și Sfântul Neculai și eu, adu-ți aminte că am pus toate fetele bani și ți-am adus ceva. Aștept un cadou de la tine. Aștept mâine în gală să-mi aduci șampon și falsam. Ok, o să ți-l aduc. Dacă nu reușesc mâine, luni promit că o să ți-l aduc. Hai, mulțumesc frumos. Despre asta vorbim. Dar până la urmă vorba ei. De la Adidas până la șampon. Domnișoara Cristina, sunt niște lucruri pe care le-am sesizat aici în emisiune. Nu am vrut să le spun nici măcar o secundă, dar astăzi n-am mai reușit să tac ca de obicei și am vrut să-mi exprim punctul meu de vedere. Greșit sau nu, este punctul meu, așa cum fiecare concurent de aici din Casa Puterea Dragostei își dă cu părerea despre orice. Așa am vrut și eu să sesizez lucrul ăsta la Mădălina și să-i atrag atenția lui George că poate să vină și cu ceva mai nou, că deja a venit și cu a doua, a treia pereche de Adidas. Domnișoara Cristina, nu știam că banii mei trebuie să-i investesc în ce vrea Marinescu. Nu știam. Nu trebuie în ceea ce vrea Marinescu, trebuie să investești în ceea ce aveți nevoie voi. Șampon. Ca și cuplu. Și balsam. Da. Exact. Despre asta e vorba. Bine, Marinescu. Mulțumim frumos. Nu știu. Mai cumpărat și flori. Ok. Și poate auzi, George, poate investești și într-o rochie, că în momentul în care este mâine gala, am impresia că de fiecare dată ceea ce rămâne de la materiale îi se face roche Mădălinei cu restul. Vezi că aici jignești pe altcineva și n-am să dau nume. Pe cine jignesc? Păi înseamnă că n-ai tu gusturi bune și înseamnă că ei fix ceea ce găsești prima variantă. Am prea mult respect pentru acea persoană, nu dau nume. Auzi, Marinescu, dar pe tine te-a deranjat că te-a făcut George cățelușul lor? Da, domnișoara Cristina, mă. Cățelușul cui? Așa ai spus, bine că ești tu cățelușul lor. Rare și cu comănici sunt cățelușii lui Mariana, iar el este cățelușul altora.
Nu al cui? Cățelușul cui? Da, vrea să zic că ești cățelușul cui de acasă. Nu te mai sări, zici că explodezi. Mă iau după afirmațiile lui. Dar nu mai te lua după afirmațiile lui. Pentru că se induc tot felul de lucruri și m-am săturat de chestiile astea. Ce vrei dacă el le induce, ce vrei să faci? Uite că și eu m-am săturat de Mariana, și eu m-am săturat de fiecare dintre voi de acolo și din stânga și din dreapta mea. Da, sunt nevoie să stau de 4 unde trebuie cu voi acasă. Du-te acasă. Nu mă duc, uite că... Îți plătim noi avionul. Uite că stau în continuare aici să vă fac viața un calvar și să nu mă înghiți. Nu faci viața un calvar din mântuit aici. Știi care e problema? Că singurul care se agită în tot ești tu. Care după cum ne vezi, nu este foarte calm. Ai spus, George, ai spus că nu-mi dai curs la subiect. Văd că vorbești de 5 minute. Am respect pentru domnișoara Cristina și am închis foarte, foarte repede acest subiect. Nu știu cum să spun. În primul rând, băieți, George, în primul rând, băieții ăștia care stau pe lângă tine și mai nou îți preiau ție toate atribuțiile aici în casă și anume că vorbesc toate subiectele în care trebuie să fii tu implicat, da? De fiecare dată sunt lângă tine. Dar ce să-ți amintesc? Că, ok, ești un băiat deștept. Ți-i controlezi, ți-i manipulezi așa cum vrei tu, dar cu prima ocazie, când o să mai ai nevoie de ei, da, o să-i dai pe gheață, înțelegi? Și ei nu-și dau seama de lucrul acesta. Dacă ar fi băieți deștepți, ar conștientiza mai multe. Permiteți-mi să nu vorbesc în locul lor. Îți permit, desigur. Domnișoara Cristina, o să vorbesc frumos. Da, Marinescu, George se folosește de noi, el ne pune să facem. Care e problema? Care e problema ta? Ce te deranjează? Mă deranjează. Uite cum mă deranjează. Vreau și eu să vă văd singur, să gândiți singur, să fiți pe picioarele voastre, ca să ne putem duela. Uite. Și nu vreau să mă duelez eu cu voi, vreau și voi între voi. Auzi, Marinescu, ia mai dăm câteva nume, că ai spus cățelușii lui George. S-a autosesizat Comănici, care spunea că ar fi patru. Nu, domnișoara Cristina, eu am zis că dacă este cum spune el, care ar fi problema? Dacă el consideră că noi suntem cățelușii lui George, pe el îl deranjează că nu poate să aibă și cățelușii. Păi tocmai de aceea eu vreau să știu pe cine consideră el cățelușii lui George. Mare. Unul este lângă el cu pantalonii galbeni. Aveți pe numele lui Rareș, care mai nou, de fapt nu mai nou, greșesc acum, de mult timp, vreau să vă spun tuturor, Rareș nu are domnișoara Cristina doar un cățeluș. Nu are doar un stăpân, pardon. Are doi stăpâni. George și Mariana. Să elucidăm acest mister. Să nu mai spuneți că are doar un stăpân aici. Are doi. Ok, cu ce te deranjează? Ce mă deranjează? Ți-a insat din aur. Nu dacă mai scoate. Că nu ai personalitate. Că nu ai personalitate. Am personalitate, cred. Mă ridic și dau. Omule, ești insipid. Ești insipid. Liniștește-te, măi, oprește-te. Ești pierdut în spațiu. Nu există aici în casă. Ești plictisitor. Ai plictisit și pe femeia. Cred uite că ești singura persoană care crede asta despre mine. Dacă mai ai cineva, aș ruga colegii mei. Dacă mai aveți aceeași părere ca și Marinescu, vă rog să ridicați mâna sus. Păi, Rareș, tu nu ești doi. Starea asta apropii de femeia aia, ai prinsit-o pe femeia aia. Dar tu ai fost în starea să te apropii de ea? Vorbește cu tine. Tu ai fost în starea să te apropii de ea? Îți zic eu de ce vorbește cu tine. Din milă. Pentru că nu vrea să te împărtese de tine, că e posibil să o votezi, înțelegi? Ai fost în starea să te apropii de aia? Ai fost în starea să te apropii de Adriana? De Adriana? Pare rău, dar vorbești niște discuții care n-au niciun rost. Ba da, nu stai de 4 luni, domnule, am dat aici. Tu îi dai cursul. 2 săptămâni. Ai o întrebare dacă eu, dacă eu nu sunt stare să cucerești pe aia. Tu ai fost în stare să cucerești? Nu. Asta ai fost în stare să cucerești? Nu. Adriana, nu. Gustul meu niciun. Nu îmi place de. A, înseamnă că ți-e plăcut la un moment dat. Și mie fiecare zi și minți poporul cu televizorul cum că ție îți place de aia sau de Mariana. Tu ai fost fals. Dar ce văd eu la tine? Dar eu ce văd mă la tine? Uite ce. În afară de niște piciorușe, n-am ce să vă lasă. Lasă, că-ți plac picioarele astea! Băi, acum vreo lună ce-ai văzut la poză cu degetele de la picioarele mele. Acum vreo lună, ce-ai văzut la ea? Aoleu, iau-ți, Marinescu! Acum vreo lună, ce-ai văzut la ea? Ce-am văzut la ea? Da. N-am mai atât. Îmi trimiți poze pe Instagram cu băiat și femeie în cadă și de-astea ai viziuni cu mine și de-astea. Lasă-mă, lasă-mă, răspundă și mie, mai te oprești? Sunt aici de aproape 4 luni de zile. Nici nu mai știu cum e orientată pe orizontal, pe vertical, înțelegi? Și în momentul actual nu aș mai ține cont de nimic. Dar crede-mă, Mariana, dacă aș fi în București, nu, eu înțelegi? Ai fi nici măcar ultima variantă. Nu a existat deloc. De ce spui asta? Că acum 2-3 săptămâni ne spune că îți place. Oftim? Acum ceva timp în urmă ne spune că îți place. Din lipsă de femeie. De asta. Da, Marinescu, o să-mi dai și celelalte nume, dar până atunci, Nicos, te rog, ce vrei să spui? Nu? Bun. Rareș, Comănici și? Rareș, Comănici, domnișoara Cristina și... Podruț, cine mai...
Codruț, care e aici îmbrățișat cu iubita lui care s-a certat toată... Sărumâna stăpânii, sărumâna. Da. Codruț, cățelușul cui este? Codruț, cățelușul lui George. Eu eram nervos din alte motive, pentru că m-am certat cu Alexandra și ce s-a întâmplat aici. Și el stăteam pur și simplu pe scaun și a început cu miștorile. Da, hai, atât am și ce-o mai zis Codruț. Și noi am dat curs de la bun început. E, în momentul ăla a venit George și făceam Caterinca cu George de tine. Păi cum nu mai dai curs afară și acolo veneai păi tu, așa. Tu veni acolo ca și cățelușul după noi să te băgăm. Cum nu mai dai curs din momentul că tu ai vorbit cu mine? Ai vorbit cu mine. Am și dacă nu venea omul ăsta să te ducă afară, tu încă mai vorbeai cu mine, că zice mine. Două minute am vorbit cu tine până ai început cu miștorile. Păi nu, auzi, dar chiar te-am văzut venind cu o perucă la Marinescu. Păi nu, că două minute am vorbit singur. L-am promis că-l fac femeia mea. Și îl fac. Femeie? Păi ai dat curs glumelor cu el până la urmă, dacă stau bine să mă gândesc. N-am dat curs o perioadă, după aia când am stat aici, m-am săturat de miștorile astea și de vrăjelile pe care le face el, pentru că el în afară e pe modul off, când intre aici e pe on. Codruț. Și eu i-am spus că îl pun pe mod avion. Treaba asta auzi? Până acum o susținea sus și tare, n-am ce să vorbesc cu Codruț, n-am ce să vorbesc cu Rareș, acum vede că băieții puternici din punctul lui de vedere nu-l mai bag în seamă, îi nevorbit și acum el ar face orice ca să vorbească, să Codruț. Apară și el acolo și lucrurile astea de emisiune. Vino cu ceva nou. Vino cu ceva nou. Dacă nu vin cu ceva nou, vin păi cu nu. Realitatea, cu asta vin păi cu ceva cu realitatea, nou. Dar mi-ai spus de vreo 5, 6, 7, ori aici prin platou că sunt fata ta. Ai mai spus că... ce ai zis adineori? Ce, femeia? Ce ai zis? Da, ai mai zis și câteva chestii adineori. Așa și? Nu mai vin. Vino cu ceva nou, fratele meu, că ești foarte expirat, ești foarte vechi și ți-amintesc, cred că ai fost ospătar pe la cina cea de taină, înțelegi? Eu cred că îl respectă pe George și George le dă unele sfaturi pe care ei le iau în considerare. Și ia fiate, Romeo. Romeo, cum poți să-i faci tu cățeluși când... Nu, sau mai ce am spus că nu i-am făcut cățeluși. Ai spus că într-o anumită măsură are de tate Marinescu. Nu. Dar nu poți să negi faptul că uneori îți iau sfatul în considerare. Da, veniți cu ceva nou. Romeo, deja cum faci? Hai, Mariana, te rog. Romeo, cum facem? Că astăzi în toate acțiunile... Hai, nu, Mariana, te rog eu frumos. Da, nu m-am mai rugat. Astăzi, Romeo, în toate acțiunile pe care le-a avut Marinescu vis-a-vis de mine, tu ai fost doar cu mine. Da, niciodată n-ai fost împotriva. Astăzi, da, eu vorbeam per general, nu mă refeream la astăzi. Nu, ne referim astăzi. Noi vorbim subiectul astăzi. Astăzi a fost ieri. Nu, mă refeream pe general, pentru că nu poți fi cățeluș astăzi, ieri sau mâine. Păi, dar tocmai am spus că nu mi se pare că ar fi cățeluș, doar că uneori îți iau sfaturile în considerare. Da, să spun că tu întotdeauna, nu știu, întotdeauna, Romeo, ești de acord cu mine. În care George în toate acțiunile tu ești de acord cu mine. Stai și reflectezi. Sau Codruț, Romeo, în toate acțiunile tu ești de acord cu mine. În toate. Nici măcar nu stau să reflect. Băi, tu trebuie să înțelegi că dar nu, măcar... Băi, părerea mea, eu spun părerea mea. Sunt imparțial, dar nici nu stau să reflectez asupra ceea ce spune George. Iau nu informația aia ca brut și o dau mai departe, băi, nici măcar nu se gândesc. Marinescu, oprește-o pic, era discuția între mine și Romeo. Nu au nicio treabă ceilalți băieți. Eu vin și spun ție, Romeo, că tu mie mi-ai dat dreptate în toate acțiunile mele. Da, referitor la astăzi, da, da. Și nu, mereu mi-ai dat. Spune că nu mi-ai dat dreptate. În multe alte chestii, okay. Da. Spune că nu mi-ai dat dreptate. Ești o persoană care gândește, analizează și spui ceea ce trebuie, când trebuie. Da, Nicos, te rog. Eu cred că George este, să spun așa, între ghilimele, capul, fără să vrea. Ia uzi. Ce cap, băi, păi cum așa? Efectiv, adică eu am simțit că el nu scoate nimic pe gură, cel puțin în platou aici, nu știu ce face la hotel, și este susținut în efectiv toate direcțiile. Dar cu ce scop îi sfătuiește el pe ceilalți băieți? Ce vrea de fapt? Așa, Cristina, nu știu, nu stau exact să analizez miezul problemei, dar eu personal ca om, mai degrabă mi-aș da sfaturi mie să fiu cât mai bun sau să fie situația mea cât mai favorabilă înainte să dau sfaturi la alții. Adică dacă eu nu am situația mea sub control. Eu cred că mă fac văzut aici în platul. Spre exemplu, George nu poate să ajungă la un numitor comun cu Marinescu. De ce ar accepta Rareș? Nu, Codruț sfaturi de la George cum să ajungă la un numitor cu Marinescu, dacă nu ajunge nici măcar el. Adică tu ești într-o ceartă cu Marinescu și nu poți singur să rezolvi problema. Cum poți să-l sfătuiești tu pe Codruț să-și rezolve problema dar cu Marinescu dacă nu ți-o rezolvi la Marinescu aici. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.